întrebat 100 de români. Așa. Unde țipă oamenii pentru că se simt bine? Eu cred că au spus că la concert. La concert? Da. Acolo se țipă că se simt bine. Da. Se cântă împreună cu formația. Nu mai împinge ceva din spate! Da, exact. De ce te lași? Am înțeles. Hai să vedem ce spun românii. La concert, foarte bine! Domnul Cristescu și domnul Stanca, ca să vorbesc în același registru. Mai e ceva. Să nu uitați un lucru foarte important. Indiferent cât de bun jucător ai fi, cât de mare fotbalist ai fi, când tu știi că joci acasă cu Estonia și ieși cu o jumătate de ureche la ce se întâmplă la Istanbul. Mai 16 iunie au fost verificate un număr de 3886 de obiective la nivel național, respectiv restaurante, unități tip fast food, pizzerii, cafenele, unități de tip catering, supermarketuri, magazine alimentare, cantine, patiserii.